Deja e surioasă. La tine ea cine asta, știi? Sunt Cecilia și Cecilia. Așa, și portocale. Și tu ai venit. Și portocale. Hai, Leia, vină să vedem. Ia dă-te la o parte. Ia uite ce-a adus Sfânt Nicolae. Ce-a adus? Ia uite. Hai, ajută să deschidă. Ce forme sunt? Haide. Ia uite ce multe ai acolo. Ia uite, Lia, da. Mă uite, Lia, asta e Sfânta Lia. Uite, Moș Nicolae ți-a dus pe Sfânta Lia, iconiță. Da, mulțumesc. Cu plăcere. Cecilia, vă place? Da. Da? Da. Lia, îți place? Și bomboane, da? Da, să mănânc la bucătărie. Da, să mănânc. A, copilaș, azi advent calendarul, aici stai, da? Da, bine. E ora nouă, dar noi deja am făcut o activitate. Ia arată, cum faci tu cu brăduțul? Cum faci? Focus? Focus. Da, îți place brăduțul pe care l-am făcut? Da. E foarte frumos. Și dacă credeți că totul e perfect, iată așa se desfășoară activitățile noastre. Cine a făcut toată casa? Eu am vrut să tu nu mă zavoare. Ia că așa. Salutare, musteață! Tu ești musteață! Vrei să te pui musteață? Vrei să-mi pui musteață? Nu se ține. Nu, hai, las. Cu plastilina doar ne jucăm. Cât mă joc aici cu Lia cu plastilina, am zis să mai intru să vorbesc cu voi, pentru că în ultima perioadă nu prea mi-ați văzut fața și... Ah, deși știu că vă place să mă vedeți machiată și mai nu știu cum, eu nu am întotdeauna zile prea bune, nu am întotdeauna chef pentru a mă machia, așa că acceptați-mă așa cum sunt. Apropo de acceptare și de chestia asta, știu că sunt... fete care fac vloguri mult mai interesante și iarăși mulți dintre voi îmi veți spune nu te compara, mai nu știu ce, însă eu înțeleg că vlogurile mele sunt mai monotone și asta pentru că, sinceră să fiu, nu văd sensul, deși mie îmi plac foarte mult genul acesta de clipuri și le urmăresc la fete, eu nu pot încă trece peste bariera asta și nu văd sensul să fac clipuri în care să vă arăt cum mă îmbrac, cum fac curățenie, cum îmi fac patul, cum spăl vesela, cum fac mâncare. Pentru că, nu știu, asta face toată lumea. Și eu parcă nu vin cu nimic interesant arătându-vă aceste lucruri. Nu știu, vreau să mă înțelegeți corect. Eu urmăresc genul acesta de clipuri, însă nu le pot face. Idee nu am. De ce? Dar asta e. Johnny. Yes, papa. Eating sugar? Papa. Telling lies? Papa. Open your mouth.
Și iată, și iată, așa toată ziua mea trece, făcând activități cu Leia, scriind articole. Albă, da? Scriind articole, editând vloguri, făcând mâncare, făcând curățenie și nimic interesant nu se mai întâmplă. Hai, Leia, să ne jucăm mai departe. După care editez vlogul, mai pun... Aoleu, nu pun în guriță. Mai pun niște articole și trece ziua. Ne ducem afară. Și ne ducem afară, iată. Dorința copilului. Ei, băbuța Leia. Hai. Ia uite la mine. Dar de ce ești supărată? Pentru că nu vreau să vorbesc cu tine. Nu vrei să vorbești? Bine, nu vorbi. Eu o să vorbesc singură, da? E rece afară? Da. Sau e bine? E bine. E bine? Aerul e rece. Aerul e rece, da. Am lăsat-o singură, da? Cu cine te-ai întâlnit? Cu Lul, cu tanti Luda. Da? Și ei ce ți-a făcut? M-a iubit. Te iubit? Cum te iubit? Așa. Așa, te-a îmbrățișat, da? Și ce ți-a spus? Ce-a spus? A spus că ai crescut mare, da? Haide-mi, hai că-i frig! Brăduțul nostru încă stă împodobit, Leia, vezi? Aha. Nu în gheață, nu? Are jucării și nu în gheață. Da? Ce ne-au pus aici jucăriile? Cine a împodobit brăduțul? Noi. Cine noi? Noi. Cine noi? Noi. Mama cu Leia, da? Da, mama cu Leia. Încă mai tare. Ha? Hop, încet ușor. Hai că e rece, hai. Nu, 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 hai că e frig. Vrei pe roată? Hai! Cum facem? Roată, 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 roată. Sus, sus, sus. Roată, 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 jos, jos, jos. Vezi ce multă murdărie, ești cineva, o aruncat. Nu au grijă să adune murdăria, da? Ai, ai, ai. Așa. Bravo. Da! Bună ziua! Cum vă numiți? Bună ziua! Bună. Cum vă numiți? Bună ziua! Cum te cheamă? Борщ зами? Унь ти дуч? На буфун. Че се фач? Буфун. Куй се й дай? Ну, Михай. Унде траєш ти? Пиститум. Кум ал кяме? Ну, стю кум. Да, пи мені май кяма Ана. Пи мені кяма Мария, пи мені кяма Ана. Пи мені май кяма Мария? Pe mine mă cheamă Bufniță. Da, mă cheamă Bufniță. Ha, s-au întâlnit două bufnițe. Ha, 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 ha. Hai să zburăm împreună, hai. Acasă, nu jos, sus. Am venit de afară și repejor vreau să pregătesc prânzul. Mai degrabă va fi, nu știu, prânzocină, cum îmi place mie să zic. Așa, avem aici varză, cartofi, morcov, ceapă. Morcovul nou ne place așa
tăiat mai mășcat, adaug sos de roșii, adaug fasole fiartă și voi face un borș cu fasole. Iată așa. Mai întâi căles ceapa cu morcovul și sosul de roșii, apoi adaug cartofii, după care varza, pun sau acoper totul cu apă, adaug fasolea, las să fiarbă bine și după ce fasolea, cartofii și varza sunt fierte, mie, v-am zis, nu-mi place să adaug borș acru, poate un pic de suc de lămâie, sare și verdeață, dacă am. Dacă nu, pentru că nu am, o să adaug un pic de leuștean uscat. Și iată așa. Она вини дела школу ку дару. Покушли. Дела мош Николай, да? Да. Чего дат? Сок. А что? У меня совет. С ними дата прожитуры да ярмарка. Ага. Шаиш, приготим активитатику не я. Уйти прожитура та. А кошу дискидим. Копи я ич сижак ку пластилина. А что? Пластилина a fost colorată, acum nu mai este, pentru că au amestecat-o, au făcut-o. Eu n-am amestecat. Nu, dar cine? Și să nu credeți că noi nu respectăm ceea ce scrim în advent calendar. Iată, astea sunt dorințele familiei noastre pentru anul 2023 și asta a fost bullet journal-ul pe care l-am făcut eu. De la începutul anului până... Așteaptă o secundă, Mie. Până în luna aprilie. Iată așa. După aprilie nu m-am mai ținut eu de bullet journal. Iată așa. Dar astăzi vreau să scriu aici meniul pentru toată săptămâna. Așa că mă gândesc să-l facem împreună. Azi e luni, da? Așa, dă să dau foaie ca să nu... Așa. Luni. Azi am făcut borș, da? Marți. Mâine. Eu fac numai câte un fel de mâncare pentru că, iată, de exemplu, borș o să-mi rămână mie pe mâine la amiază să mănânc cu Lia și pentru mâine seară o să facem cartofi fierți. Tăticul a zis că de mult vrea. Cu ton, ulei, ceapă. Eu vreau supă cremă. Tu vrei supă cremă? Hai, miercuri să facem supă cremă. Supă de dovleac. Supă de dovleac. Dar de ce? Să scriu eu. Acuș, mama, scrie și pe urmă, pe joi. Ia, mama. Pe urmă îți dau ție, permite-mi să scriu. Pe joi o să facem cartofi prăjiți. Așa-i? Iară cartofi. Cartofi prăjiți cu salată. Acolo scrii de trebuie să deschidem. Aici la ceapă scriu și legume. Nu legume. Așa, cartofi prăjiți cu salată de varză murată. Nu. Ce facem vineri, copii? Vineri. N-am făcut ceva din boboase. Poate fasole? Nu, mazăre. Orez. Nu, mazăre facem. Mazăre. Așteaptă o secundă și ceva salată. Legume sotate o să facem. Așa, sâmbătă. Lia, dă-mi rog voie să scriu, Doamne ferește. Sâmbătă. O să avem
tu ai zis orez, sâmbătă e ziua lui Stelian, o să facem orez cu pește, ceva pește și salată, iarăși. Și duminică, vedem, duminică nu știu. Pentru că o să mergem în oraș, posibil o să mâncăm în oraș, posibil nu. Dar până duminică o să ne decidem. Hrișcă n-am făcut. Hrișcă poate preferata voastră, tot cu ceva pește. Da. Dacă e dezlegare la pește. Numai pește. Da. Numai pește, tot. Și iată, este meniul. Nu mă complic, voi știți că eu nu tare mă complic cu... Lasă-mă un pic să discut aici cu vlogul. Iată așa arată borșul nostru. Lia! Eu ca de obicei îl mănânc cu ceapă. Lia! Lia a preferat acolo să îl pasez. Și poftă bună! Copiii au joc cu Lego. Doarme! Așa că Stelian a făcut aici o morișcă, da, Stelian? Eu am făcut de... Și tu tot din constructor ai făcut, da? Lego după. Ce ai făcut acolo? Doar băieții acolo, foarte frumos. Dar eu fac proiectul la știință. Dar tu îți faci temele. Așa-i? Așa-i, hai. Deja 4 foc. Hai, duceți-vă la joacă, mama să lucreze. În seara asta avem nunta, albumul cu nunta noastră și o să ia că așa ne scot. Ce ușor! Cine e asta? Cine e asta? 2011. Ți închipui? Înainte cu 3 ani. Asta e eu, asta-s eu. Nu, ce-i Victorița? Care? Victorița! Asta, mama, asta, tata! Corect! Da. Eu stup, dar Leo trebuie să trecut. Da, mama. Da, da, aici. Da, tata, asta, mama. Așa. Unde poate? Ia, uite, aici, câte una! Ce uite, ce e? Cine e aici? Dar asta unde sunteți? Mama? Unde? Aici, la dăruitoarea. Foarte frumos a fost. Wow! Dar cine e ăsta? Colea? Colea, mama? Da, ea ca la Valea Morilor așa era mai înainte. Și Cătălina! Și Cătălina! Colea și Cătălina! Este Colea și Cătălina, Lea, este Colea. Aia, ce... Și de frumos era. Da. Aici eu primim tratament și dormim toată ziua. Deci... Mă pregătim să o fac cu cecilia. Hai, wow, mai departe. O să mergem. Asta e... Ia, uite, cine e aici? Cine e aici? La biserică! Dar cine e ăsta? La biserică! Da, și eu am fost. Cine e ăsta? Părintele. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Severian. Da, vezi, mamă, ce frumoasă era mireasă. Ia uite, iar la biserică. Da. Dați-mă mai încolo puțin. Așa, uite ce frumoasă era, mamă. Și tata, tinerie, e frumoasă. Iar la biserică. Asta. Cine? Cine e asta? Diana? Nu, asta-i matușca Cristina, asta-i... Ce asta? Oi, cum o cheamă? Denisa, asta-i Sfieta, asta-i Iuliana, când era micuță, asta-i Tania și asta-i Natasha, da. Asta-i cu matra Nadia. Și uite că era Iuliana. Cum o cheamă? Natasha. Natasha. Da. Cum o cheamă pe tata? Cum o cheamă pe tata? Tata. Tata Sergiu. Sergiu. Iată porumbii. Iată când le-a dat drumul. Și aici tot când le-a dat drumul. Da. Ai, ia-te. Ce frumos. Așa-i? Dar vine ceva mai interesant. Când?
Când? Asta la care biserică? Aici e la catedrală. Catedrală. Ia uite la noi. Da, ia ca aici. Aici am altă roche. Aici sunt altă parte. Asta ești tu, mama. Da. Și asta ești mama, și asta ești mama, și asta ești mama. Da. Nu prea te-ai schimbat. Așa e? Da. Corona asta, tu mi-ai dat o șterciere numai... Lia, nu rupi, iubita. Colierul la... Știi cine e ăsta? Cine-i? Bunelu Vase. Așa, asta cine-i? Tata. Bunica Lena. Bunica Lena. Uite. Ia uite, bunica Lena cu tata. Da. Asta e Cătălina cu mama. Ce frumos. Asta la izvoraș. Da. Wow, Leo. Cum o cheamă? Îngeala. Ia uite, aici e picnic. Cine e ăsta? Bunelul. Cum îl cheamă? Vitali. Vitali, asta. Leo, bunica asta Angela, asta e nanu Ioan, nana Luda, aici e bunelul. Bunelul Vasea. Și? Bunica Lena. Așa. Asta e Antoniela. Da, asta e Antoniela. Antoniela când era micuță. Da. Asta e Coala. Da. Asta e Leana. Nu. Coala. Nu. Ia-te, mama mănâncă miere. Ia-te, rupt colacul. Da. Mama mănâncă miere. Ia-te, vezi? Miere și linguriți. Ia-te, Antoniela. Ia-te, aici tot e rupt. Ai, tot voi l-ați rupt. Știu. Mama. Ia că asta a fost tot alaiul nostru la înscriere. La înregistrare. Și aici deja e nunta. Cum cheamă? Asta e Chiuchea Valentina, asta e nana Irina. Da, e nana Irina. Da, unde e nana Victor? Mama, tu de ce n-ai legat la urmă cu tata? Aici trebuie, el ne pipăie mai multe mâini și trebuie să ghicească care e mâna mea. Și o ghicit-o din prima, ia că-te. Aici ne-o pus la încercare, el să curăță cartofi și eu să bat cuiu cu ciocanul. Și am primit diplomă pentru așteaptă, pentru gospodari. Asta e din revistă. Cine e asta? Eu, deci mă plânge. Plânge. Eu ce ești? Plângeam pentru că... A, pentru că aminte ziua gheală. Știți de ce plângeam? Pentru că... N-am înțeles de unde sunt fotografiile restul. Și... A, gata. Da, plângeam pentru că... Pentru că la nuntă era și bunica mea. Ia de să o vedem pe bunica mea. Ia că tău, bunița Nina. Și dacă... Și e, când eram eu micuță, ea zice, măcar să ajung la nunta ta. Și ne-am adus aminte de cuvintele ei și am început a plânge. Dar de ce? Pe această notă încheiem vlogul de astăzi, care sper că a fost un pic mai interesant pentru voi. Ne revedem, ne reauzim mâine la un nou vlog. Pa, pa!